practic e un cerc vicios. Undeva cineva, să zicem că le-a umflat, dar pentru că dealerul care ia mașina și ți-o revinde o ia scump, are și el o marjă pentru că oferă niște servicii și automat se reflectă în preț. Dar nu trebuie privit ca și cum toată lumea e acolo ca să te ardă pentru că ăsta este prețul. Da, dacă nu accepti, du-te frumos, ia-ți o mașină de cu 5.000 de euro mai ieftină în aceeași configurație, cu kilometraj probabil triplu, de la un analfabet fără dinți în gură, care evident îți vinde o țeapă și asumă-ți după aia că vei băga probabil mai mulți bani decât ai fi dat pe această mașină așa cum este. Asta e părerea mea. Întotdeauna nu e bine să iei cele mai ieftine mașini, cu excepția situației în care chiar găsești o trânteală din aia super ieftină, vreo ceva care să fie efectiv chilipir și să spui, bă, oricât ar fi, o repar și ies mai ieftin decât dacă aș lua una normală. Dar, în general, ceea ce pare așa frumos, de fapt, doar pare, pentru că nu e realitate și de foarte multe ori mașinile acestea care sunt cu... planează asupra lor tot felul de situații, mai mult ca sigur sunt uzate grav și nu merită a fi luate, pentru că în loc să te bucuri de ea, pleci cu morcov la drum că nu o să meargă, că aoleu, iară se strică ceva și ți se cam ia. Așa că până la urmă contează mai bine să investești la început într-o mașină în stare bună. Cu siguranță asta este pe principiul cocălăresc de nu bate, nu troncăne. Am văzut că vă plac precurile, mă bucur să aud acest lucru și să văd de fapt în zona de comentarii, că de auzit în mod direct nu v-am auzit pe urechi, ci v-am văzut pe ochi în zona de comentarii. Și am adus astăzi o mașină care face parte dintr-o categorie mult dorită de români, dar și de nemți, pentru că în acest format mașina este una dintre cele mai vândute din lume. Și pentru că vremea de afară nu cooperează, o să mă vedeți aplaudând și mișcând mâinile, deoarece trebuie să filmez într-o parcare acoperită, unde se află niște senzori de lumină, care sting luminile odată la câteva minute, fapt ce e un pic disconfortant, să zic așa, pentru voi și pentru mine mai ales, dar importantă este, zic eu, transmiterea informației. Această mașină se află aici printr-un cumul de factori. Ea are un proprietar privat care dorește să o vândă. Însă nu de asta prezint eu această mașină, ci pentru că îmi place mașina și că vreau să o prezint. Consilierea achiziției și verificarea mașinii a fost realizată de către Inspector Auto. Un business unde am mai făcut eu niște filmări, de la care am mai luat niște mașini, printre care un Seat Exeo 2.0 TFSI, care e chiar mașina unuia dintre băieții care lucrează acolo. Și cert este că ei s-au ocupat de adusul acestei mașini din Germania, de verificările tehnice și ulterior de mentenanța pe care mașina a mai primit-o, fiind un exemplar destul de interesant. Pentru că proprietarul, care printre altele are și alte pasiuni comune cu mine, nu numai auto, deținând un acordeon Weltmeister Supita, care este unul dintre cele mai răspândite acordeoane din spațiul balcanic, cel puțin. Și cert este că a vizitat tot felul de locuri interesante mașina asta și nu mă refer la partea de condus. Am zis deja că provine din arealul Inspector Auto, care este un business de verificări și consiliere pe partea de mașini. Și ca să înțelegeți cam la ce nivel fac ei lucrurile, gândiți-vă că unul din angajații de acolo, care este practic partener în acel business, este, cred că, unul dintre cei mai importanți constructori de motoare modificate din România. Respectiva persoană s-a ocupat de multe build-uri cunoscute din lumea stradală. Acționează și în zona raliurilor, acolo unde este copilot pe o Dacia Sandero, care nu-i chiar stoc, însă o să prezint pe parcurs mai multe chestiuni din astea de-a lungul timpului și poate o să fac și un interviu cu el. Este unul dintre cei mai pricepuți mecanici pe care i-am văzut, pentru că a și făcut motoare de la zero, atât când vine vorba de motoare nemțești, cât și de un build foarte interesant al unui Lexus IS de aproape 600 de cai, supranumit de fapt Toyota Alteța, fiind prima generație. Este o mașină pe care cei care sunteți pasionați și cunoașteți grupul Stax s-ar putea să o știți. Este mașina lui Pascu Bamse, cel care mi-a dus mie la filmat un Toyota Aristo V300, tot mașina lui, și poate să prezint și acel Lexus la un moment dat. Pe unde a mai trecut mașina asta, și zic eu că a trecut bine, este pe la Dragoș de la Complete Chip Iași. Adică, deși ea stoc, are suficient cai, 313 și vreo 640 de Nm, a primit un tratament care presupune
o resoftare și niște calibrări diverse pentru o putere pe dyno de 380 de cai, dintr-un motor de 3 litri diesel, twin turbo, faimosul Nicușor 57, care nu este cel mai fiabil dintre toate motoarele BMW produse, însă, în general, problemele lui de fiabilitate au ținut în mare parte de mentenanța precară pe care proprietarii le-au acordat-o acestor mașini, pe principiu că sunt bune, sunt 6 în linie, duc. Nu-i chiar așa. Nu este un motor mai bun decât M57 când vine vorba de durabilitate și abuz la partea asta de mentenanță, dar cu siguranță prin setup-ul celor două turbine, care era și pe M57, însă este modificat aici prin faptul că turbina de presiune înaltă are geometrie variabilă, are valențe mult mai multe pe partea de performanță. Și chiar abia aștept să văd cum merge extraurban. Momentan am condus doar în oraș, dar filmarea pe care o veți vedea voi la partea de test drive se va întâmpla după ce am parcurs toate drumurile de tip extraurban, adică drum național și autostradă în speță. Și mi se pare o mașină perfectă pentru drum lung, așa a și fost condusă. Primul proprietar a avut mașina asta de nouă și i-a rulat numai extraurban. Și dacă nu mă înșel, mașina s-ar putea să nu fi fost adusă din Germania. Am încurcat eu cumva niște date, că văd foarte multe fișe și mă mai încurc, că sunt și om. Cert este că are sub 100.000 de kilometri și a fost condusă doar extraurban. Al doilea proprietar a procedat la fel pentru că a luat-o ca mașină de drum lung. Și deși mulți ar tinde să dea cu hate că nu este full option, că nu are toate cele multe butoane din zona genunchilor, important este că e o configurație plăcută condusului. Are motor puternic, are pachetul acela de performanță care presupune amortizoarele adaptive. Mașinile astea niciodată n-au avut suspensie pe perne de aer, însă au avut opțional aceste tipuri de amortizoare. Servodirecția progresivă, care presupune o spațiere inegală a dinților pe caseta de direcție, pe cremalieră mai ales, în ideea în care, pe măsură ce te depărtezi de centrul volanului, roțile încep să vireze mai rapid, deși mișcările tale nu se accelerează. Și asta înseamnă un confort la parcare, pentru că ai mai puține ture la volan, de la un cap la altul, o precizie pe partea de mijloc când mergi pe serpentine, dar o rapiditate mai mare când vine vorba de manevre ample. Pentru că este un LCI, Life Cycle Impulse, adică facelift, mașina vine oricum în standard cu niște chestiuni, cum ar fi această direcție servotronic. Are de asemenea niște faruri pe LED, care nu sunt, din câte văd, în formatul adaptiv, că nu au dunga aia pe mijloc, dar mașina a avut la bază oricum Big Xenon inițial opțional, doar Xenon simplu, și pe urmă la facelift a venit cu posibilitatea acestor LED-uri și unele puțin mai adaptive. N-are head-up display, n-are tapiserie din piele sau scaune electrice, nu are trapă, dar e un break, e făcut pentru drum lung, are portbagaj mare, vine în standard cu acea deschidere electrică a haionului, care are suplimentar și o lunetă ce se deschide mecanic, o tradiție pe care BMW a practicat-o la genul ăsta de mașini și mi se pare că este genul ăla de mașină care are exact ceea ce trebuie pentru condus. Nu trebuie să ai toate opționalele pe care până la urmă nu le vei folosi. Adică degeaba ai cele 5 butoane la genunchi dacă tu nu le apeși niciodată. Până la urmă, important e să aibă motorul, să-ți placă cum se simte, să aibă spațiu, confort, cât de cât niște opționale pe care chiar le are. Scaune încălzite, ai climatizare pe două zone, are un cui de tractare, are de asemenea șasiul acesta adaptiv, însă nu este în pachet M-Sport și F30-ul, respectiv F31, au fost primele BMW-uri care au început să ofere niveluri de echipare similare cu cele de Mercedes, adică ai un Comfort Line, Sport Line și Modern Line, o linie care a existat însă până prin 2014, deoarece la facelift, în urma vânzărilor slabe, nu a mai fost introdusă în gamă. Personal îmi plăcea cum arăta acea linie, pentru că avea destul de mult crom, dar pus într-un stil discret și fără să aibă elemente stridente, cum ar fi deformările acestea de bară, cum sunt barele M, care sunt foarte voluminoase, au nu știu câte ape. A, era o mașină care semăna mai mult a un seria 7 discret și îmi plăcea în general alternanța culorii pe partea de interior. În general, echipările astea luxury veneau cu lemn, cu materiale de piele de culoare deschisă și cele sport veneau cu cusături contrastante roșii, cu elemente agresive aerodinamice în zona asta de bară și, în general, shadow line, exact cum are și această mașină, neavând crom pe lateral. Ținea de gustul fiecăruia. Oricum, pe lângă cele 3 niveluri de echipare, ulterior 2 după facelift, mașina
putea fi echipată cu pachet M-Sport sau cu pachetul individual, care presupuneau tot felul de nuanțe suplimentare de culoare, materiale diverse pe tipul de piele și mai ales pe parte de colorit. Așa că vei găsi mașini care arată în stilul ăla de șemineu britanic, care au lambriu în interior, sunt cu lemn, pielea este coniac la culoare, sau mașini complet negre, cum este aceasta, dar cât de cât presărate pe alocuri cu tot felul de sisteme. iDrive-ul de asemenea venea în mai multe configurații de ecrane, pentru că puteai să ai sau nu head-up. Ecranul central putea să aibă 6,5 sau 8,8 inch diagonală, aceasta are navigația professional, un argument suplimentar de tipul imbecil, cu care oamenii își promovează aceste mașini pe OLX, spunând că totul este professional, are scrumieră professional, are navigație professional, are antigel business și tot felul de țigănii până la urmă pe care oamenii de fapt nu le înțeleg. Adică ei habar n-au de fapt ce face ecranul ăla, dar pentru care cuvântul ăsta professional, așa cum s-a ajuns și despre sport, să spui că ai suport de pahare sport, ai buton de avarie sport, ai parasolar sport, care nu ajută în vreun fel dinamica mașinii, ci doar e un factor de a te da mare. Și foarte bine că BMW a capitalizat pe aceste lucruri, numind toate aceste elemente cumva similar. Un pic de pauză, că... Ce este rugat să se prezinte la birou de informații? Scurele, de ce la birou de informații? Repet, sunt într-un loc unde nu pot să controlez aceste aspecte, dar vremea de afară este total inoportună pentru filmat. Revenind la mașină, ideea este că ai aceste ecrane pe două dimensiuni și, de asemenea, în bord, ai un ecranaș mic care este între două ceasuri sau un ecran mai mare care cuprinde și baza ceasului din dreapta. Adică ai mai multe informații afișate, partea de consum instant și efficient dynamics, fiind practic proiectată pe un display, nefiind un ceas fizic. Astea sunt mici detalii de nuanță. Nu pot să zic că sunt ceasurile mele preferate, dar îmi place că sunt analog. Au ace simple, adică arată mai bine decât acele Live Cockpit Plus care sunt cu ecran digital și niște ochelari mecanici puși peste, par un pic ciudate. Ăstea chiar în setup-ul ăsta professional sunt mai mișto, pentru că sunt complet analog. Și de asemenea, mai dotări din astea diverse care țin de confort. E o mașină care poate fi găsită în multiple tipuri de accesorizare. Dar ce mă interesează pe mine în mod special este partea tehnică. Și aici, cu siguranță, F30-ul are o complexitate destul de mare. Este prima serie 3 care, de exemplu, a depășit lățimea de 2 metri cu tot cu oglinzi, având 2013 mm, ceva de genul. Și este prima serie 3 care a folosit exclusiv motorizări turbo, fie că vorbim despre diesel sau despre benzină. Și a început să aibă configurații hibride și plug-in, fiind destul de interesante, dar cumva la început de drum pe partea de tehnologie. Așa că vei găsi la pre-facelift motoare de 4 și 6 cilindri, iar la facelift anumite motorizări de 4 cilindri au fost înlocuite cu unele de 3, respectiv apariția motorului pe benzină în 3 cilindri de 1.5 B38, pentru acele codificări de 316i, 318i. În linii mari o să vezi boschetul ăla de N13, care la vremea respectivă a fost un motor total neinspirat și pe care eu personal nu prea îl recomand pe mașinile astea, pentru că poate să aibă destul de multe situații. L-am detaliat foarte amplu cu toate problemele sale într-un episod cu 308 cc al unui bun amic. Acolo, în formatul aspirat de 120 de cai, fiind probabil cel mai dezastruos dintre ele, și 156 de cai UTHP mai ales, care a fost montat mai mult pe vehicule PSA, dar vei vedea totuși aici că are câteva chestiuni avansate. Așa, ca fapt divers, acele N13, cod de BMW, sau EP6, cod de PSA, este singurul motor BMW care are turbina pe partea cu șoferul, nu pe partea pasagerului, așa cum se întâmplă cu celelalte variante. El dezvoltă între 136 și 170 de cai aproximativ în funcție de codificarea de putere, iar următoarele modele sunt echipate cu o rudă avansată a acestui motor, numite N20 sau N26 pentru țările cu norme SULEV, cum este statul California. Am prezentat și un 328i adus din America acum vreo 3 ani. N20-ul practic este un update al lui N16 pe partea de chiulasă mai ales și pe felul în care este distribuția desenată, însă nu într-un mod bun. Pentru că cel puțin când vine vorba de pompă de apă, care a devenit electrică, nu e ce trebuie, se strică și costă. Pompa de la N13 este mecanică, dar se strică și costă un pic mai puțin, dar tot costă.
Este un motor potent, totuși, care dezvoltă între aproximativ 184 și 245 de cai în formatul care este montat pe BMW. Și pentru cei care vor să se și audă frumos și să se și miște bine, există motorul N55, care este practic un frate mai mare cu 2 cilindri al lui N20, însă diferă aspectul lanțurilor. Distribuția cumva mai curând este împrumutată de la N52, N53, N54, având o particularitate ciudată, și anume montarea pompei de înalte de benzină pe lanțul de distribuție și nu sus pe arborii cu came, cum se întâmplă la celelalte motorizări pe benzină. Particularități diverse, în mod special N20 este problematic pe sistemul valvetronic, pe Vanos, pe lanțurile de distribuție care sunt o catastrofă și trebuie schimbate preventiv până în 100.000 de kilometri, pe diverse probleme care țin de injecția directă, cu care BMW a experimentat pe banii clienților în acei ani, în ideea în care injectoarele și pompele, cel puțin la primele generații de N13 și N55, erau o catastrofă. Și sunt bine, de fapt, că după 2012 le-au reproiectat, să zic așa. Însă, nu-s niște motoare neapărat rele din fabrică. Problema e că proasta mentenanță și schimburile rare de ulei le accentuează foarte tare problemele astea care țin de uzură. Și chestia asta trebuie neapărat menționată, pentru că contează foarte mult să schimbi uleiul la timp. Dacă tu faci reviziile la 2 ani și 30.000 de kilometri, toate aceste chestiuni se vor accentua masiv, din păcate. Fiți liniștiți că nu am terminat, am decis să pun un pic filmarea pe pauză ca să nu fie un nivel de zgomot prea amplu. Revenind la motoarele noastre, repet, nu sunt proaste, numai că dacă tu ții un ulei 2 ani într-o mașină, nu te aștepta ca molecula aia de ulei să reziste. Temperaturile foarte mari de lucru ale acestor motoare și, în general, presiunile, fricțiunile acelea din motor, pur și simplu nu permit uleiului să-și păstreze calitățile. Apar tot felul de proprietăți scăzute care nu mai ung motorul ca lumea și de aceea apar problemele clasice de consumuri de ulei, cămăși zgâriate, uzură de cuzineți, probleme de pompe de ulei, înfundări de termofloturi și multe alte chestiuni care pur și simplu scurtează durata de viață. Așa că nu fugiți de acele motoare, dar documentați-vă bine înainte să le luați și asumați-vă costurile de mentenanță sau de reparație. Pentru că poți repara un asemenea motor, însă costă niște bani pe care trebuie să ți-i asumi ca ulterior să stai liniștit atunci când vrei să rotești cheia în contact sau să apeși butonul după caz și să te duci mii de kilometri fără emoții, că despre asta este vorba până la urmă. În partea de diesel există niște motoare destul de simple în linii mari, toate au fost din seriile Nicușor, ulterior din seriile Bogdanel, să le numim așa, B47, n-a primit motoare B57, iar pe versiunile pre-facelift și facelift de 46 cilindri, mare majoritate vei căzi N47 și N57, cum este cazul pe această mașină, cu sistem de una sau două turbine, însă cu niște diferențe destul de mari între ele. În speță, dacă vorbim despre N47 de puteri mici, între 116 și aproximativ 184 de cai, vei găsi o singură turbină cu geometrie variabilă. Dacă te duci în spectru în jurul la 215-218 cai, o să găsești pe N47 două turbine, una cu geometrie fixă și cealaltă cu geometrie variabilă, iar pe B47 cu puteri de 231 de cai, de exemplu, vei găsi ceva interesant. Sunt tot două turbine. Una dintre ele are geometrie variabilă, însă este cealaltă față de N47. În timp ce N47 de puteri mari, 204 cai, are ambele turbine cu geometrie fixă, sistemul Borg-Warner R2S, pe variantele de 218 cai, turbina de geometrie de presiune mare, pardon, pentru turații mici, a căpătat actuator VGT, Variable Geometry Turbine, cu motoraș electric, iar turbina de presiune mică, cea mare pentru turații înalte, rămâne cu wastegate clasic. La B47 cu două turbine, situația este taman invers. Turbina de geometrie variabilă este cea de presiune mare, în timp ce turbina mică este una cu sistem pasiv fără wastegate. Toate aceste sisteme au fost clonate și la motoarele mai mari. În timp ce M57 mitică cu două turbine folosește un sistem care presupune existența unor
flapsuri și nu are geometrii variabile. Pe N57, cum este și acesta, turbina de geometrie variabilă este cea de presiune mare pentru turațiile mici, în timp ce turbina mare folosește un wastegate și mai sunt niște supape pe acolo pe care o să le prezint la partea de sub capotă. Pentru că n-a primit și B57, care folosește două turbine, însă tot așa cu geometriile ca la B47 și la versiunile puternice, ambele sunt cu geometrie variabilă, nu vorbim despre acel subiect. O să vorbim în filmări viitoare. Și asta înseamnă că vei găsi și diferențele clasice care au fost și la N47. Unele au injectoare piezo, altele au injectoare pe solenoid. Și chestia asta s-a întâmplat odată din punctul de vedere al codificărilor de putere, dar s-a întâmplat de asemenea și din punctul de vedere al generației motorului, pentru că poți vedea ratinguri de putere la același palier, care mai devreme aveau piezo, mai târziu au avut solenoid. Cert e că toate versiunile de putere top de top au injectoare pe piezo. Așa au fost ele gândite. Și există și niște versiuni hibride, dar le voi spune după ce angajatul se va duce la ghișeu. Respectiv Active Hybrid 3, care este foarte interesant, zic eu, pentru că are un N55 cu un motor electric de 40 de cai și sistemul total are o putere de vreo 340, adică este un hibrid de power cu 6 în linie, frumos, are și o mică participare din asta electrică, deci impozit mai mic și consumul reduse. Și la un moment dat a apărut modelul 330e, e-performance, care practic este un plug-in hybrid ce folosește un B48 de 184 de cai plus un motor electric de vreo 82 de cai, o configurație care există și în prezent în setup-ul lui G20 modern sau 21, care variații au mai fost ele pe acolo. Deci cam astea ar fi în linii mari motorizările, nu mai zic de vehiculele M, pentru că am filmat deja unul, respectiv un F82, care însă nu face parte din familia 3, ci din familia 4, pentru că odată cu această generație mașinile astea au primit codificare diferite de caroserie, deși tehnic sunt la fel. Adică seriile 4 au reprezentat modelele cu două uși. Doar că BMW a făcut și modele cu 4 uși ale modelelor cu două uși, care derivă din aceste modele cu 4 uși sedan. Așa că vei găsi F30-ul sedan, F31 break și mai există acele F34 seria 3 GT, care e foarte interesantă ca mașină, am prezentat și eu una, în sensul în care este cu ampatamentul mult mai lung, e o mașină mai înaltă cu un portbagaj enorm și care păstrează aproximativ aceeași configurație de motorizări. Mai mult decât atât, există pentru China ceva foarte interesant, mi s-ar părea super tare să-și importe cineva așa ceva, F35, parcă era cod, respectiv un sedan lung, ampatament lung, pentru că lor acolo le plac mașinile lungi. Nu vă ascund faptul că e enervantă situația, dar repet, este o mare ploaie afară și nu am ce să fac. Cam astea au fost deci motorizările și ce-i de reținut față de E90 este că mașina a crescut în toate dimensiunile. Sedanul și break-ul au exact aceeași dimensiune, doar că le diferă puțin înălțimea, prin faptul că, mă rog, au altă linie a acoperișului. Și a început să fie X-Drive-ul mai prezent. De exemplu, 335D-ul acesta vine standard cu X-Drive. Nu poți să-l iei cu spate. În timp ce pe E90, 335D-ul, care avea și alt motor, un M57, venea doar cu tracțiune spate. Este un diferențial de tip deschis, care nu are control din acela cu plăcuțe, relativ simplu pe partea asta. Și, în general, vei găsi o îmbunătățire pe partea de suspensii, în sensul că au păstrat configurația de două brațe inferioare cu McPherson pe față, și 5 brațe pe spate, însă geometriile au fost schimbate și e un uz mult mai mare de materiale ușoare. Mult mai mult oțel de tensiune, de rigiditate mai mare, mai mult aluminiu în anumite locuri și sistemele de electronică au avansat, farurile sunt mai bune, ai mai mult spațiu în interior, este o mașină mai luxoasă cu dotări mai multe și asta pentru că estetic și cumva conceptual ea se trage din F10 și se poate vedea că profilul de multe ori se confundă. Așa că la facelift nu au fost niște adăugări atât de consistente față de pre-facelift. Ai de unde să alegi motorizări, însă în linii mari e bine ca la dieseluri să verifici flapsurile alea din admisie, neapărat să fii verificat ca mașina să fi beneficiat de campania de rechemare pentru răcitorul EGR. Se știe că în Anglia polițiștii au avut N57 și le-au cam luat foc mașinile, dar nu era cumva din vina mașinii, ci pentru că
au fost niște imbecili. Nu ai cum să cumperi mașini de poliție diesel, pentru că alea stau în oraș cu motorul pornit ore întregi și nu sunt făcute să meargă la drum lung. Poliția, în general, cu mașinile de patrulă, stă în zona urbană. Alta este pe autostradă, acolo le poți cumpăra. Dar poliția metropolitană din Londra, nu știu ce Paștele Măsii putea să caute cu un 3000 diesel în Londra, unde oricum sunt și taxe, adică n-au dat un exemplu bun. Și statul are lantia la acelui motor câte 5-6 ore și ulterior șpan urmărire către vreun răufăcător care probabil venea din Balcani, provoca niște încălziri foarte tare ale zonei de Eghere și de aceea părea incendiu nedorit. Persoanele fizice n-au prea experimentat problemele astea. Anumite motoare, cum este N57, le tind să mai învârtă cu zineți, pentru că pompele de ulei au un control mecanic de presiune, însă uleiul ăla schimbat rar producea niște dezechilibre pe acolo, pe parte de temperatură și presiune, fapt care clar afecta buna funcționare a motorului. Nu un motor neapărat prost, însă clar este mai firav decât M57, având segmenții mai subțiri, nu are canale de răcire în interiorul pistonului, deși folosește jeturi din acelea de răcire pe dedesubtul pistonului, însă totul e mai mic, totul e mai subțire. E un motor mai eficient, dar probabil fără intervenție capitală la un punct, nu va atinge 1 milion de kilometri, așa cum se întâmplă la M57, care e un motor din cu totul alte vremuri, dar nici nu are performanțele acestuia. Fulia de la Vibrochen pentru cureaua de accesorii neapărat trebuie schimbată periodic. Este de asemenea imperios necesară curățarea termofloturilor, menținerea radiatoarelor în stare impecabil de curată, verificarea sistemului de răcire integral a coturilor din plastic, a garniturilor din zona de capac supape, unde se află și epuratorul acela de gaze. Geometriile turbinelor trebuie verificate, slabe șanse ca motoare fără niciun fel de mentenanță să ajungă la 100.000 de kilometri cu turbinele originale. Galeriile de admisie se înfundă, fiind injecție directă, evident că apar tot felul de probleme asociate acestui stil. Au DPF, au filtre de particule, deci că asta înseamnă până la urmă, care conduse în oraș nu sunt ce trebuie, se înfundă și acele regenerări poate să afecteze masiv trăinicia motorului, să zic așa. Mai sunt tot felul de alte chestiuni pe care o să le aflați în acest review. Momentan, că tot e cât de cât lumină și e uscat în zona asta, vreau să deschidem capota și să vă arăt cum arată acest micușor 57, cum este el poreclit. Un motor măcar interesant, că până la urmă să ai niște sute de cai 6 în linie cu un consum relativ rezonabil, nu neapărat atât de mic, față de unele pe benzină, eu zic că este totul ok. Și neapărat dacă vreți ceva de folosit și în oraș și la drum lung, aveți și bani și vreți o mașină specială și nu vă doare impozitul, alegeți un 340. Pentru că ăla va veni cu B58, adică 6 în linie, acela clasic al lor. L-am prezentat și eu pe canal pe un 440i Grand Coupé de 326 de cai. Este un motor, zic eu, mai bun decât N55. Consumurile sunt mai mult decât decente, se aude frumos, trage bine și cu un mic update pe pompa de injecție și un intercooler nou și un soft făcut la complete chip, cu siguranță îi crești puterea cu cel puțin 100 de cai, fapt probat de foarte multă lume care are genul ăsta de motorizare. Dar nu se ține cu bani puțin până la urmă, deși e interesant să vezi că dacă e să compari un 2000 diesel într-o stare proastă în care bagi bani într-una versus un 340i care este 3000 benzină, dar este întreținut, cu ăla ești mai ieftin, cu tot cu impozit, asigurări, consum și toate cele. Pentru că la fiecare drum te bucuri de mașină, nu chem platforma. Și cred că așa ar trebui expuse lucrurile, ca să fim obiectivi și față de proprietar și față de mașină. Mulți ar spune că da, e nemțească, e coteț. Nu sunt de acord cu asta. Coteț este proprietarul care nu o întreține. Că ea, când a ieșit din fabrică, a ieșit totuși cu niște repere ok. Însă, din păcate, nu mai sunt la fel de complexe sau, mă rog, la fel de rezistente precum erau înainte. Dar și noi ne-am schimbat. Avem alte criterii, pretenții de la mașini și nu sunt făcute să mai țină atât de mult. Și aici, clar, trebuie un reproș și față de producător, care a ales să crească destul de mult componentele de plastic din motor, a ales tot felul de soluții tehnice firave, deși sunt din aliaj motoarele, nu e un aliaj la fel de bun precum se folosea în trecut și cumva chestiile astea se văd pe măsură ce timpul trece și apare uzura reală din lumea reală, nu aia planificată, pentru că totul la mașinile astea a fost testat electronic. N-au avut timp să facă testări pe sute de milioane de kilometri cum se făceau înainte pe perioade de 9 ani. Totul e făcut la un minim acceptabil și restul se face computer
calendarizat. Sunt estimări. Sunt mașini, de exemplu, la care estimările de creștet se fac electronic până ca ai în capul să testeze. Și cumva nu e ok chestia asta, dar înțelegem de ce e așa, pentru că pur și simplu n-ar avea cum altfel. Restul picanteriilor și detaliilor super, super tehnice, la modul general, pentru toate variantele, câți cai au fiecare, s-au dus în alte prezentări. Aș putea să închei intro-ul acesta de 20 de minute sau cât are, cu faptul că modelele diesel, în general, dezvoltă puteri de la 116 la aproximativ 313 cai cât a avut această generație, având trepte intermediare de 122, 143, 163, au avut la un moment dat și variante de 184, 190, pe urmă 218, 231. Au fost modelele 3000 diesel, de asemenea cu o turbină, care au avut în jurul a 250-265 de cai, și pe urmă modelele cu două turbine 335D, care au plusat puterea peste 300 de cai, având un sistem destul de complex de supraalimentare, care va fi descris în momentele ce urmează. Acesta este unul dintre motoarele voastre preferate. Nu pot să zic că e și al meu, în sensul total, dar nu poate să nu-mi placă că este 6 cilindri, că dezvoltă putere mare, că e un motor relaxat până la urmă. El continuă tradiția clasică a lui BMW de motoare 6 în linie și, la fel ca la mulți producători, ele derivă din benzinare, în ideea în care, acum mulți ani, BMW nu făcea dieseluri și au decis să facă primul motor diesel ca o adaptare pe baza celui de 6 cilindri de 2.5 benzină. Și acel motor s-a numit original M51. Aveau un sistem de injecție cu precameră de combustie și este un sistem care e, vă presupune, injecție indirectă, iar acele motorizări aveau turbină, dar n-aveau tot timpul intercooler și de acolo difereau puterile de la ele. Ulterior au fost rafinate pentru că s-a adăugat injecție directă, dar în prima fază era injecție cu pompă rotativă, nu era un camerail, adică de la pompa de înalte pleca o conductă individuală către fiecare injector, nu trecea printr-o rampă comună așa cum se întâmplă în prezent. Și pe urmă, odată cu seriile M47, M57, au fost făcute niște modificări pentru că s-a trecut pe common rail. Și asta înseamnă o rampă comună, supraalimentare, cu una sau două turbine pentru că au crescut sistemul de putere. Inițial, motoarele astea aveau blocuri de fontă, ulterior au primit blocuri de aluminiu și cam așa au rămas până în prezent. Deci, practic, aceste N-uri sunt o îmbunătățire a M-urilor, cel puțin din punct de vedere al specificațiilor, nu și neapărat al fiabilității. Și el este cumva fratele mai mare cu 2 cilindri al lui N47, neîmpărțind însă toate problemele pe care l-a avut. Adică, în general, o să vezi mai curând lanțuri rupte pe N47 și mai puțin pe N57. Și asta pentru că, fiind un motor modular mai lung, având 2 cilindri în plus și încă un număr de 8 supape în plus, care acei doi cilindri, necesită un lanț puțin diferit de N47 pe partea de rezistență, dar formatul este absolut la fel. Adică ai distribuția în spate cu trei lanțuri. Un lanț care coboară de la arbore până jos la pompă și două lanțuri care merg oblic. Unul așa, la un etaj median unde se află pompa de înalte și de la pompa de înalte către arborele cu came de admisie, al treilea lanț, și arborele de evacuare este rotit în contră cu ajutorul unui pinion cu un sistem de compensare a jocului care presupune forfecarea a două elemente din zona celor pinionului de evacuare ca să se întrepătundă perfect cu cel de admisie. Se folosesc culbutori cu compensare hidraulică și toată zona de arbor cu came este montată într-o casetă separată pentru ușurința fabricării, iar acel arbor cu came sunt făcute printr-un sistem complex, ei sunt goi pe dinăuntru și au camele atașate separat, de, nu sunt turnați dintr-o bucată, cum ar veni, sau forjați. De asemenea, la pompa de ulei a fost mutată și pompa de vacuum în zona de baie de ulei și toată pompa respectivă stă prinsă pe o montură suplimentară care rigidizează blocul. Deși blocul este din aluminiu, e alt aliaj de aluminiu față de chiulasă. În general, este un aliaj care conține aluminiu, siliciu și cupru și uneori și magneziu în anumite proporții, dar diferă între ele. Și ce mai este important, și e bine că e așa la motorul ăsta, că mășile sunt în sistem clasic
turnate în interiorul blocului de aluminiu și sunt cămăși din acestea de fontă care sunt mai rezistente decât ar fi fost niște straturi din astea de nicasil, alusil și alte elemente de tip smalț, foarte subțiri și rigide, dure, până nu mai sunt, pentru că mentenanța proastă a cauzat ravagii pe acele motorizări, mai ales în perioada anilor, nu știu, 95-2005, cam așa. Căutați cam ce se întâmplă la motoarele M60 și M62 V8 sau toate Mercedes-urile acestea V8 Twin Turbo, mai ales din perioada anilor 2010, că e catastrofă. Pe urmă, motorul în sine este unul modular, evident. Presupune faptul că ai 6 în linie, asta înseamnă că are 24 de supape, 4 pe cilindru și folosește un sistem destul de interesant de supraalimentare pentru că e un motor de putere mai mare. În timp ce versiunile de bază au o singură turbină cu geometrie variabilă cu motoraș electric, acestea folosesc două turbine de mărimi diferite. Și sistemul e foarte interesant și, zic eu, destul de simplu, numai că îți ia ceva ca să-l înțelegi dacă nu prea știi cu ce se mănâncă. Practic, galeria de evacuare are 7 porturi, are 6 care vin de la pistoane și furnizează gaz într-o galerie împărțită în două, și al 7-lea port este cel de la sistemul EGR, despre care o să vorbim imediat după ce terminăm cu turbinele. Cele două turbine funcționează cumva secvențial, rare ori merg împreună. Și este logic așa, pentru că până la urmă e mai eficient să ai o turbină mică, la turațiile mici, care are inerție mică și răspunde imediat, și pentru turații înalte, debit din ăla ca lumea, o turbină mare, care are însă inerție mai mare și atunci n-ar putea să funcționeze bine într-un spectru jos de turații, așa cum nici turbina mică nu ar putea să facă suficient debit în partea de turații superioare. Așa că acea galerie are cumva două ieșiri, care sunt controlate de o supapă de vacuum. În turațiile joase, gazele se duc doar peste turbina mică, care este în partea superioară. Față de M57, însă, turbina aceasta mică are un sistem cu geometrie variabilă cu actuator electric, care se vede în partea asta de sus de aici. Și asta înseamnă că, practic, tehnic este identică, nu și ca mărime, însă cu formatul clasic single turbo al motorului N57 de pe un 330D. Însă, felul în care funcționează este interesant pentru că pe măsură ce crește turația, începe să se deschidă supapa aceea de legătură a galeriei cu a doua turbină. Și deși gazele nu sunt oprite în a intra pe prima turbină, prin faptul că se deschide un pasaj cu accesibilitate mai mare, pe principiul din fizică al căii de minimă rezistență, gazele se duc acolo unde le este mai ușor să treacă, adică peste turbina mare. Și în felul acela, la turație maximă, turbina mare este singura care se ocupă de alimentarea motorului, chiar dacă gazele trec și peste turbina mică, dar din principiul acela al termodinamicii, întreaga forță de evacuare a motorului se duce peste palele turbinei mari. Se întâmplă însă niște chestii interesante și pe admisie. Și de fapt îmi dau seama că n-am terminat cu turbina mare pentru că aceea are geometrie fixă și are un wastegate pneumatic. Deci și supapa de control de bypass între cele două turbine este pneumatică, la fel ca wastegate-ul turbinei mari. Pe urmă, pe admisie, există niște coturi metalice și o supapă de ocolire a turbinei mici. În sensul în care aerul din filtru, filtrul de aer este plasat în partea de acolo, trimite aerul direct la intrarea în compresorul turbinei mari. Chiar dacă e la turație mică, nu este funcțională, se rotește, dar nu participă. Și aerul trece întâi peste palele compresorului turbinei mari, iese din melc și tubulatura respectivă introduce aerul în intrarea turbinei mici, care cu ajutorul sistemului de geometrie variabilă comprimă mai departe aerul către intercoolerul aer-aer din zona de bară și îl trimite înapoi în admisie. Pe măsură ce turația crește, există o supapă de bypass care începe și închide legătura dintre aerul acesta de intrare rece și turbina mică. Și în felul acesta, la turație înaltă, întregul flux de gaze de evacuare se duce peste turbina mare, iar întregul flux de gaze de admisie se duce din compresorul turbinei mari direct în intercooler, nu mai urcă prin turbina mică. Și asta se face cu ajutorul acelei supape de bypass pneumatic, care are poziție complet închis sau complet deschis, în timp ce wastegate-ul turbinei mari și cu supapa de bypass dintre cele două turbine sunt de tip progresiv și necesită niște actuatori speciali și un control pe solenoizi de vacuum. Exact același tip cu două turbine este și la B47 sau B57 cu două turbine de putere
modestă spre mare, doar că acolo geometria variabilă este pe turbina mare, nu pe cea mică. Și, în general, producătorii de turbine mici sunt BorgWarner, cei de turbine mari sunt Garrett. Și asta se întâmplă și pe motoarele B47B57. Deci cam asta a fost teoria turbinelor acestui motor. Există și o variantă cu trei turbine pe care am prezentat-o pe canal, care folosește două turbine mici cu geometrie variabilă și o a treia mare cu geometrie fixă. Și acel motor are intercoolerul plasat în admisie cu lichid. Este vorba de N57S de 381 de cai, de pe versiunile acelea de putere mare numite 50D. Seria 3 nu l-a primit niciodată. Și cel mai complicat diesel este B57 cu sistemul acela cu 4 turbine. Două turbine mici cu geometrie variabilă, două turbine mari cu geometrie fixă. În sale au o grămadă de supape de control, atât pe partea de admisie cât și pe cea de evacuare, ca să poată să împerecheze corect acele turbine. Au două interculere, unul care este lichid pe partea din spate a motorului și unul un pre-intercooler în partea dintre cele două turbine și admisie. Acest motor e mai simplu din punctul ăsta de vedere și între cele două galerii, cea de admisie și cea de evacuare, există sistemul EGR de înaltă presiune, care ia gazele din al șaptelea port din galerie și le introduce într-un răcitor, numai că acel răcitor are două canale. Cu ajutorul unei supape pneumatice poate să lase gazele să treacă prin secțiunea care răcește gazele cu antigel sau poate să treacă direct, să vină încinse și să intre în galeria de admisie de plastic. Și actuatorul ăla e pneumatic, supapa EGR este electrică. La B-uri, de exemplu, supapa EGR e plasată undeva în altă poziție și la M57 tot așa, la fel am văzut-o. Aici putem vedea și motorașul de flapsuri din admisie, care de asemenea poate cauza diverse probleme, clapeta de control debit aer, toată galeria de admisie care duce către cele 12 supape de admisie și pe parte de sistem de răcire, motorul are un termostat controlat electronic și acces la un radiator convențional, are însă și o serie de termofloturi. Există un termoflot în adânc lipit direct de motor care este pentru uleiul de motor și un termoflot mai răsărit care este pentru transmisia ZF8HP. Și există și filtru de ulei cu capac în partea aceasta, iar asta înseamnă că se adaugă, să zic așa, complexitate prin faptul că și EGR-ul este băgat pe acest sistem. Și controlele astea pe vacuum sunt codificate pe culori și vei vedea control pe vacuum pentru cele trei actuatoare pneumatice din zona de supraalimentare, un actuator pentru zona asta de EGR și o a cincea zonă care presupune suporții motor activ, care sunt pneumatici și care pot fi rigizi sau moi în funcție de situație. Cam ăsta ar fi în linii mari motorul și felul în care el funcționează, mai are evident injectoarele piezoelectrice pe care le putem vedea aici, care au intrare pe sus și ieșire pe conductă de retur în partea perpendiculară sus și ai și regulator de presiune pe rampă, plus un sistem din acesta de senzor de presiune. Deci, practic, ai retur și din rampă, retur și din injectoare care se duce în zona de filtru înapoi și vei vedea faptul că rampa are 9 porturi, unul de retur, două de intrare de la pompă, că este pompă CP4.2 cu două pistonașe și 6 ieșiri care sunt în zona de injectoare. Cel puțin așa este la sistemul acesta de putere mai mare pe care îl avem aici prezent. Ai și bujii incandescente care au fost optimizate față de cele ale modelului vechi și în linii mari un motor la care trebuie să fii atent la epuratorul de gaze de Carter, care face returul gazelor prin această conductă la zona de intrare în turbo, toată partea de garnituri de capac supapă care trebuie schimbate periodic, tubulatura de la admisie și evacuare, toate coturile astea și o-ringurile, răcitorul EGR, care dacă nu funcționează ok, dislocă, practic se condensează bucăți de depuneri din zona de evacuare și ajung în admisie topind-o la propriu și bombardând acele clapete și creând niște depuneri, situație ce evident cauzează o distrugere a motorului și de asta trebuie schimbate chestiile astea periodic, la filtrul de ulei neapărat înlocuit la fiecare schimb și cartușul acela de plastic din interiorul filtrului, care previne scurgerea uleiului în baie după ce motorul a fost oprit. De asemenea, termofloturile alea trebuie curățate periodic. Ele au niște supape de sens și două termostate suplimentare pentru ulei și mențin uleiul înăuntru în momentul în care ai oprit motorul, pentru că tocmai de asta și învârte cuzineții. Dacă motorul acesta
merge un minut pe uscat fără să aibă ulei în zona de cuzineți, evident că îi se strică. Și asta se întâmplă pentru că sistemul de răcire și canalele de ungere sunt colmatate și nu funcționează corespunzător. În linii mari, cam ăsta este motorul. Ce ar mai fi de urmărit este partea de transmisie, acolo unde trebuie neapărat să schimbi uleiul între 60.000 și 80.000 de kilometri, pentru că poate să apară o uzură majoră pe partea de convertizor, pe ambleiajul de blocare. Se pot distruge pinioanele din interior de la pilitură, solenoizii cutiei sunt foarte sensibili pentru că toată cutia e făcută cu multe componente din aluminiu și asta înseamnă că un ulei impropriu care are depunere, are tot felul de particule, va afecta grav canalele alea de ungere și de presiune, fapt ce va genera un mers haotic al cutiei și niște uzuri mecanice care vor costa cu siguranță o grămadă de bani. Ia uitați-vă ce magie poate să facă un filtru de polarizare. Cum dispar reflexiile de pe geamuri în funcție de poziționarea rotațională a acelui filtru, de CPL, Circular Polarizing Lens, ca asta înseamnă. Și o să aleg să-l las așa, să se vadă cât de cât mașina mai frumos. Afară plouă în continuare și cred că v-ați dat seama deja că filmez cu o cameră puțin mai bună decât ce aveam înainte, un Sony ZV-1, care a fost cumpărat până la urmă cu ajutorul vostru, pentru că monetizarea canalului este mulțumită vouă, așa că țin să vă mulțumesc că mi-ați cumpărat o cameră și este făcută pentru voi până la urmă treaba asta, ca să crească calitatea imaginii. În parcarea aceea unde lumina este foarte slabă, ați putut să vedeți diferența față de un Osmo Pocket. Legile lui Murphy însă continuă, pentru că am vrut să filmez mașina cumva într-un loc luminos diferit, dar a venit un Logan și asta cu motorul pornit, ascultând muzică în mașină și n-am reușit să mă înțeleg cu persoana să închidă, să oprească motorul sau să închidă muzica, așa că am preferat să mut mașina. Până la urmă, dacă stăm să ne uităm la generația asta, eu zic că e una destul de reușită și cred că mai multe probleme a ajuns să aibă E90-ul, care sunt date de vârstă. Evident că dacă mai trec 10 ani, o să vedem probleme probabil și la acest model. Și așa, structural, caroseria mi se pare destul de ok. Nu am prea văzut situații de rugină din aceea cruntă, pentru că au fost folosite în general materiale de calitate. Farurile, indiferent că sunt facelift sau pre-facelift, au o etanșare puțin dubioasă și e posibil să mai transpire. Și ori găsești soluții de reetanșare cu tot felul de proceduri din acelea cu silicon, ori pur și simplu le faci un polish, pui folie, că apar acele microfisuri în zona ecranelor până la urmă. Se întâmplă treaba asta și la stopuri. Foarte tare dacă vrei să identifici facelift versus pre-facelift. Stopurile de la facelift pe partea de marșarier sunt în partea de sus, însă la facelift sunt în partea de jos, în același bloc optic cu aproximativ aceeași formă. Ce mai poți vedea destul de ciudat este uzura monturii oglinzilor. În momentul în care trec anii, că are și generația asta aproape 10 ani, o să apară niște situații neplăcute cu carcasele alea de la oglinzi, pivotul la metalic tinde să ruginească și de asemenea în zona inferioară de la ștergătoare, acel capac de plastic tinde să devină casant și pe acolo se mai adună frunze, ăla trebuie curățat periodic. De asemenea, ce mai poți vedea, cablajele de la ialele de deschidere ușă se pot rupe, probabil oxidează în timp și trebuie verificate de-a lungul timpului și o problemă destul de pregnantă la modelele astea au fost chedărele. Odată că se uzează zona de inferior de la ușă, dar și scârție, mai ales pe echipările Shadow Line și un set de chedere cumpărat ulterior costă destul de scump din câte țin minte, dar se pot gresa cu silicon, cu 3M, așa că le poți prelungi, să zic așa, durata de viață. Se mai întâmplă să intre apă în cabină, fapt ce se constată că găsești în zona preșurilor depuneri din asta de apă și de asemenea la bucșa de volan sau la caseta de direcție, coloana de direcție apar infiltrații de apă în anumite situații și în general scârțâituri diverse, trebuie și pe acolo să verifici să nu intre apă în motorașul electric de la servo și să ai crucea cardanică de la volan gresată în permanență dacă e să facă tot felul de sunete din astea dubioase. De motoare am cam zis, nu mai intru în detaliu acum pentru că oricum regăsiți prezentări individuale cam cu fiecare motorizări și în general da, la dieseluri, distribuție, flapsuri, zona de curea de accesorii, folia de volantă, de curea de accesorii, EGR-urile, geometriile turbinelor, răcitoare diverse, astea toate trebuie verificate.
La benzinare, pompele de apă electrice trebuie neapărat inspectate și, în general, se schimbă de-a lungul timpului și când vine vorba, na, strict de cutii de viteze, e o îmbunătățire față de modelele din trecut, deși, repet, ZF8 HP-ul nu e totuși fără moarte, având în vedere că are volanta integrată în convertizor și necesită și el o mentenanță până la urmă, dar... Ce mai poți vedea? Cablaje diverse care se oxidează și s-ar putea să pierzi curentul de la baterie și mașina să sucombeze subit, dar se rezolvă chestia asta până la urmă. Și în zona de spate, diferențialul acela trebuie neapărat îngrijit pentru că are un rulment care, dacă nu este montat corespunzător când se schimbă uleiul, se uzează rapid. Și de asemenea, crucile cardanice, de fapt, acele bucșe de cauciuc de la cardan, alea sunt mai mult de inspectat, că e o mașină cu tracțiune spate, mult cuplu sau tracțiune integrală. Și că vine vorba de tracțiune integrală, să verificați neapărat caseta de transfer, pentru că ea nu are pompă, se unge prin rotația acelor lanțuri, de unui lanț din interior și implicit în momentul în care apare mersul ăsta urban, ele merg cam pe uscat și o accelerare bruscă de la semafor după ce ai stat în trafic produce garantat o uzură. Pic cu pic egal casetă de transfer, pa. În momentul în care îi curbă și agață, mușcă, e clar că necesită înlocuire chestia asta. Pe de altă parte, fiind un sistem destul de bun și zona de suspensie bună, având elemente diverse de aluminiu, bucșăraia originală nici nu știu dacă se mai vinde pentru mașina asta, dar cu siguranță pe aftermarket găsesc destul de multe situații diverse și mie mi se pare că este o mașină care merită toată lauda până la urmă. Și proprietarii sunt cei care sunt de blamat dacă apar situații neplăcute. Poți să găsești niște chestiuni interesante. Frânele sunt pe 4 dimensiuni, 300, 330, 340 sau 370 de milimetri, în funcție de mărimea motorului, adică astea de până în 330, au frâne de 300, 330, iar versiunile cu tracțiune integrală au 340 la versiunile astea puternice de motorizări și suplimentar, dacă ai pachet M-Sport, ai frânele acelea cu 340 de mm. Etrierele sunt fixe cu 4 pistonașe pe față și pe spate, de asemenea, ai discuri destul de consistente. E o mașină discretă, este un slipper, dacă n-ar avea etichete și n-ai fi atent în zona evacuărilor, nu prea ți-ai dea seama despre ce-i vorba, exceptând situația frânelor, care este vizibilă. Zona de spate presupune modularitatea clasică cu care BMW ne-a obișnuit. Pe aici s-ar putea să trebuiască schimbate acele amortizoare de-a lungul timpului. Mașina vine în standard cu deschidere electrică pe segmentul total al portbagajului și aici, de asemenea, e interesant acest mecanism, care permite, de exemplu, din greșeală, dacă ai mișcat ștergătorul, nu-i nicio problemă dacă trântești haionul, pentru că el, deși se mișcă liber, în momentul în care motorașul pornește, se blochează sistemul și preia ștergătorul mai departe. Deschiderea electrică este prezentă, folosește, de asemenea, un sistem mai simplu decât avea, de exemplu, E39 Break, și anume nu are motorașul acela piston înăuntru, ci este vizibil pe jamba asta laterală. Aici avem un spațiu de depozitare de vreo 500 de litri, dacă mi-aduc bine aminte, fiind vizibil mai voluminos decât la generațiile anterioare. Bateria se află în partea din spate, în dreapta, dacă mi-aduc bine aminte, și în stânga aici este trusă medicală, o priză de 12V, niște inele pe acolo și spațiu de depozitare de dedesubt. Aici, na, față de alte BMW-uri mai vechi, un plastic de mașină coreană ieftină, dar asta nu știu dacă e atât de important. Iar în zona de acces în spate, constatăm ceva mai mult spațiu față de E90, care e o mașină mult prea compactă în zona de spate. Poate designul un pic cam tern, dar depinde foarte mult de cum le echipezi. Și, de exemplu, nivelul de echipare se reflectă și în aspectul pe care cheia îl are, în speță o dungă colorată. Ăsta, de exemplu, este Sportline, așa că are o cheie roșie. Și putem vedea din nou focusul minunat al acestui aparat. Nu le fac reclamă, că până la urmă îi cumpăra cu bani, dar am zis să menționez toată situația. Materiale moi în partea aceasta, cusătură cu textil sau piele în funcție de cum e și tapiseria, zonă moale aici. Nu e cel mai drăguț design, spațiul de depozitare de acolo nu e foarte mare, dar mi se pare că a crescut confortul, banchetele sunt mai mari, pielea sau textilul se extind până în partea asta, este de asemenea suprafață moale, prinderile de la Isofix sunt ușor de gestionat, iar accesul în interior este relativ facil, scaunul din față e dat super generos și putem vedea că genunchii stau destul de ok. Este ceva spațiu, dacă însă dai șezutul la minim în jos,
o să îți prindă puțin picioarele. Dacă ai bocanci, nu poți să îți baci picioarele sub el de scaun. Pe urmă, în zona asta centrală, ventilație, dar ai și reglaj de temperatură. Însă nu e o a treia zonă, este un reglaj pasiv cumva. Iar aici o priză de 12V și pe segmentul central o cotieră cu suport de pahare. Iar segmentul central poate fi și el rabatat pentru că este banchetă 40-20 cu 40, ca să dea 100%. Plafonieră clasică, suport din acela pentru plase, prinderi diverse și cam atât. Nu mai e mare lucru de văzut pe aici, așa că să trecem la partea din față. Încercam să-mi aduc aminte în germană, cum se spune. Știu că Hinter înseamnă spate. Hinterachse Funf, că de-aia se numește H5 această suspensie, și vor, nu știu cum, parcă e față. Mă corectați voi care știți germană, eu sunt cu spaniola și încerc să tot învăț sârbă. Revenind la subiectul de interes, aici parcă e puțin mai mult spațiu în zona de ușă. Scaunele acestea sunt mecanice, singurele chestii electrice sunt lombarul și reglajul acestor lobi laterali. Sunt super confortabile, asigură retenție bună. Oricum, găsești să pui alte scaune dacă vrei, la câte mașini s-au vândut, pentru că ai foarte multe dotări cu memorii, cu tot felul, așa că nu e un capăt de țară dacă, de exemplu, găsești o mașină ca asta fără piele, că poți să-i pui interior de piele după aia cu câteva sute de euro fără probleme. În sistemul clasic BMW, ridicarea scaunului este cu ajutorul unui arc de la această manetă, însă mi se pare mult mai ușor de operat decât variantele anterioare, unde ca să cobori, de exemplu, scaunul, trebuia să împingi cu forță în el și o persoană mai ușoară de greutate nu cred că ar fi reușit ușor. Aici nu mai e așa problemă. Și de asemenea, de la maneta aceasta ai leagănul, adică mișcarea așa așezutului, accesul fiind foarte facil. Ca la orice mașină, până la urmă ai loc în față și este genul ăla de mașină în care cobori. Scaunul e efectiv ca un balansoar, este dat frumos pe spate. Ați văzut că în spate chiar aveam loc la genunchi, în condițiile în care aici, dacă mă întind, abia ating cu vârfurile pantofilor în zona asta din față. Materiale moi aici. Bordul este din nou orientat spre șofer, ceea ce la E90 nu se întâmpla. Și aici, evident, în funcție de cum a fost configurat, poți să găsești fibră de carbon, aluminiu, diverse nuanțe de lemn sau de plastic, așa că versatilitatea e prezentă. În partea aceasta un torpedou cu deschidere lentă, capitonat de asemenea. Și pe zona centrală este ecranul sistemului iDrive, pe două tipuri de diagonale, acele taste cu memorii, care sunt foarte utile pentru că îți poți programa diverse funcții din meniu. Modulul de climatizare, eu nu am reușit să găsesc la această mașină funcția de sync între cele două zone, ori o combinație de taste, meniu nu am găsit nimic, buton cert este că nu are, nu e așa enervant. Și singura chestie poate puțin enervantă la configurațiile diesel este că se încălzesc greu în oraș, mai ales dacă mașinile nu au încălzitor suplimentar, adică ajung cam în jumătate de oră la temperatura de funcționare maximă, mai ales când e super aglomerat. Scaune încălzite, reglajul de temperatură, recirculările, față de BMW-urile vechi nu mai e recirculare asta și pe butonul de volan. Aici este o zonă cu spațiu de depozitare cu suport de pahare brichetă și aici un spațiu de depozitare suplimentar striat așa. Noua manetă de la ZF cu funcțiile, modurile de condus care pot fi și reglate suplimentar în meniu, adică dacă să-ți întărească amortizoarele și direcția, este drivetrain chassis și drivetrain and chassis, sunt ambele. Selectorul de iDrive este și tactil, în partea asta poți să scrii litere de la nav, ai scurtăturile aici. Cotiera are o funcție că se întinde așa, nu e însă foarte voluminoasă, aici are car key de Nokia 6310 cu intrare USB și mufă de auxiliar. Iar în partea asta păstrăm o frână de mână mecanică, mașina nu are auto hold, cel puțin în această echipare. Iar în partea de sus, plafoniera este cu LED-uri, de-aia vedem că și pâlpâie, și are butoane suplimentare pe partea asta pentru lumină și parasolarele sunt dintr-un fel de plastic tare. Și e bine asta că nu se jegăresc. Foarte mică oglindă asta, dar eu zic că e suficient. Și e o mașină analog, adică până la urmă cred că îți cumperi o asemenea mașină pentru că ai un buget care nu-ți permite să iei o variantă atât de potentă nouă, cum ar fi un G20, G21, care cu siguranță vor costa cu niște mii bune de euro mai mult decât acest model. Farurile astea de asemenea sunt cu LED,
însă sunt LED simplu, pentru că nu au pe mijloc acea dungă care să le facă adaptive. Au fost și faruri cu xenon, bixenon. Diferența de la prefaziv la faziv mi se pare că este minoră. Mai diferă zona aia de jos de acolo și un alt aspect la care aș avea grijă sunt jantele, care au buza foarte ieșită, deci ar trebui normal niște anvelope de vară sau de iarnă cu protecție din aceea. În partea de acces aici se poate vedea și zona butoanelor. Cred că știți cu toții cam cum arată un BMW înăuntru. Eu îmi fac datoria să arăt încă o dată chestiile astea pentru cine, nu știu, n-a luat contactul. Modulul de lumini, proiectoarele, iluminarea bordului, reglajul de volan și în partea de dedesubt are și un mic spațiu de depozitare, care din amintirile mele e capitonat doar pe ușiță, într-adevăr, dar e foarte adânc și își face treaba pe acolo. Iar volanul este unul redesenat față de seriile vechi. Mie îmi place foarte mult și Mazda are această configurație cu centrul acesta foarte mic. Ai pilot adaptiv sau simplu, însă chiar și pilotul simplu se numește Cruise Control with Braking Function. Adică dacă mergi ca țăranul și nu pui frână, la un moment dat va frâna brusc ca să nu intre mașina din față. Poți însă să ai și cruz adaptiv normal. Aici se mai poate vedea zona manetelor pentru funcția de computer de bord și faruri automate, care pot fi ori adaptive, ori doar schimbare de fază în funcție de situație. Și îmi plac foarte mult manetele astea cu impuls. E însă puțin ciudat până te obișnuiești cu reglajul de viteză, iar în partea aceasta, ca să apeși aici, nu face nimic altceva decât să treacă ștergătoarele pe automat. Acționarea pe lunetă se face prin împingere, însă dacă n-ai grijă și împingi prea mult și speli luneta, deci pe ăștia cu OCD s-ar putea să-i deranjeze. Iar zona de pornire, motor și start-stop aici. Și cam așa arată zona bordului și putem vedea că sunt niște ceasuri simpliste, care însă sunt mai simple față de ce e în prezent. Doar că putem observa că în zona de dedesubt există un mare ecran pus acolo, care îți dă tot felul de informații până la urmă. Și aici poți vedea, nu știu, bord, controlul de computer de bord și în momentul în care activezi pilotul automat apar niște funcții suplimentare pe sus. Iar dacă era pilot adaptiv, ar fi apărut și reglajul de distanță undeva în zona aceasta și în partea de jos. Indicatorul acela de consum instant este digital, nu mai e un ac propriu zis și îți arată și încărcarea bateriei pentru Efficient Dynamics, pentru că la acest motor ai alternatorul puțin mai șmecheros, să zic așa, dar nu e un mild hybrid, ci folosește o rolă cu frai, care funcționează doar într-o singură direcție prin a alterna. Alternatorul practic încarcă doar în momentul în care mașina decelerează și în felul acesta mai se salvează puțin consum, iar nivelul de combustibil și temperatură se poate vedea în partea asta de aici. Dacă și schimbi modurile de condus, dai de exemplu pe confort, sport și așa, se schimbă puțin coloristica acestor sisteme pe aici, iar cred că asta cam e suficient. Comenzile pe volan foarte simple. Iar în zona ecranului central, ăsta nu este un ecran tactil, oricum e pus destul de departe și putem vedea aici, ia să vedem dacă ne jucăm cu filtrul de polarizare, iarăși, uitați, poți să închizi complet sau să deschizi. De asta, de exemplu, head-up display-ul de multe ori nu se vede bine cu ochelari polarizați, pentru că tu, deși cu ochiul liber vezi ecranul așa, când îl închizi așa, nexam vizibilitate. Focusul acesta e afectat pentru că undeva pe interiorul aparatului un senzor care face și balansul de alb și de asta am greșit-o la o filmare când s-a supraexpus. Totul mai învăț și eu despre fotografie. Mă rog, aici dacă ne uităm este iDrive-ul în sistem 6 sau 7. Ăsta nu e 7, este un sistem 6, numai că paginarea este cam la fel. Și ai niște tabulaturi care însă pot fi aici setate și dacă te duci, de exemplu, la navigație vei vedea harta, care arată destul de decent cu vedere din mai multe tipuri, încă este un sistem actual, iar toate setările mașinii sunt aici la vehiculul meu și poți, de exemplu, să vezi setările vehiculului, lumini, închidere centralizată, moduri de condus, unde, de exemplu, poți să intri să-ți configurezi dacă, să zic, în EcoPro te limiteze la 130 la oră sau dacă în Sport să-ți modifice și setările de direcție, dar și pe cele de șasiu, partea de amortizoare. Iar ce mai interesant este faptul că poți vedea, aici mai sunt astea de limbă și așa, mie îmi plac
profilele astea de șofer și rubrica Technology in Action. Acolo, de exemplu, unde poți vedea cum face ea recuperarea, unde trimite, ce face toate datele astea pe acolo, dar în mod special Sport Display. Faptul că poți vedea cuplu și cai putere pe acest ecran. Fix mașina asta, deși are un motor impresionant ca putere, cel puțin pe foaie, nu are în standard o cameră de marșarier. Astea sunt ciudățenile nemților, că te taxează pe tot felul de opționale. Și lipsește și o opțiune foarte plăcută, dar care la un moment dat nu mai e utilă, pentru că se gazează, pur și simplu se mătuiește plasticul camerei video și face cataract. Este vorba de acel sistem de Vision 360 Surround. În aripile mașinii există niște camere video și te poți asigura foarte ușor când intri într-o intersecție fără vizibilitate. Doar bagi un pic botul mașinii și vei vedea stânga-dreapta super bine. La asta, în schimb, când ai pe marșarier, apare doar partea asta de senzor de parcare, dar nu e ceva care să nu-ți, nu știu, să te incomodeze la parcări sau să fie atât de neplăcut. În rest, cam atât. La partea de computer de bord sunt două computere care ți arată viteză medie, chestii de genul acesta, pentru că la Driving Information nu s-a atâtea treburi ca acum. Onboard computer este cel afișat în bord și tripul este cel general. Eu l-am resetat pe ambele când am luat mașina și o să vă comunic aceste date în momentul test drive-ului. Iar măciuca de schimbător are setup-ul acesta clasic. La o apăsare de buton îți apare mișcarea aceasta, modurile astea de condus selectabile de aici și cam atât. Hai să plecăm la drum să vedem ce consumuri, ce dinamică, chestii din astea cu care v-am obișnuit până acum. O frumoasă zi de primăvară britanică, că tot l-au încoronat pe Nea Charles. Are și el primul job la 74 de ani sau cât are. Mi-a plăcut gluma. N-am făcut-o eu, am citit în altă parte. Și astăzi o dăm pe nemțește, că mașina e ce trebuie, zic eu, pentru cine caută un cruiser din ăsta frumos, care să fie și în mințile lui, că poți, de exemplu, să iei un E60, care poate să aibă și el două turbine. Doar că e mai complicată situația acolo, pentru că e o mașină mai veche și mentenanța e mai scumpă ca la asta, e o mașină mai complexă. N-are nici același nivel de tehnologie pe partea de siguranță, așa că până la urmă au și mașinile astea rolul lor. Ceva ciudat, am observat că ștergătoarele rămân active și după ce oprești motorul și se mișcă, dacă spre auto, n-am verificat încă dacă rămân pornite când închizi mașina. Astea sunt așa, oarecum mici detalii. Și e o mașină chiar interesantă, pentru că merge foarte relaxat, asta îmi place, inclusiv în oraș, însă fiind de tehnologie mai veche, n-are un start-stop în stil mild hybrid, precum sunt astea noi, așa că merge mai scuturat pornirea. Odată ce îl oprești, în schimb, motorul stă în mințile lui, merge perfect. Și o mașină destul de bipolară, mai ales că are cai în plus. Destul de mult, aproape 100 de cai în plus față de modelul stock și am mai condus o situație din asta, A6 BTDI, care normal avea 320, cu soft 397, deci cumva tot cam ca mașina asta, dar aia consumă mai mult și e mai greoaie, însă în anumite situații poți considera că are partea aia de sistem de tracțiune integrală mai activă și are și diferențialul acela cu vectorizare de cuplu. Da, cu siguranță nici cu asta nu te simți submotorizat în vreun fel. E o mașină însă care e puțin tel mai gălăgioasă decât este Audi, pentru că l-ai orientat mai mult pe confort, asta e mai pe sportivitate. Anvelopele run flat își fac simțită prezența, pentru că fiind mai dure au un sunet de rulment stricat, neavând însă un rulment stricat mașina. Vam, când mergi mai tare așa susținut, au un zgomot de fond destul de puternic. Și la mașina asta ce mai îmi place, că are toate oglinzile cu sistem fotocromic, heliomat. Și lateralele exterioare și cea centrală se închid. Iar am uitat să mai zic un aspect tehnic pe care mașinile astea l-au avut. La începuturile lor, caseta de direcție avea motorul de asistare montat cu 3 șuruburi de aluminiu, care se întindeau și oxidau și se rupeau și se întâmpla să cadă motorul de asistare. Chestia asta a fost rezolvată ulterior la o rechemare. Dacă nu și știți că aveți problema asta, montați niște șuruburi de oțel și ați scăpat de situație. Da, cred că sunt niște situații atât de des întâlnite. Mașina este un
atelaj, să zic așa, de drum lung, nu de oraș. Este mare, e lungă. 3000 diesel ăsta în oraș nu e ok. Adică niciun diesel nu e ok în oraș, pentru că ai filtru de particule, ai două turbine, ai EGR, ai răcitoare, ai flapsuri în admisie, componente de plastic, tot felul de situații termice nedorite și nu te lăsa păcălit de consumul destul de ok pe care îl scoate, pentru că vei băga bani în ea de să-ți vină acru ulterior. Ia-o pentru drum lung, bucură-te acolo unde trebuie. În oraș, gaz frumos, mașină mică, benzină, mai dă motură că stă bine pe drum. Și chiar îmi place cum se simte la condus. Parcă nu e atât de grea precum modelele astea mai noi. G20 însă da, are un șasiu mai rigid, e superioară, dar e puțin mai grea pentru că na, norme de siguranță, chestii suplimentare. Dar un lucru care, mă rog, ar putea fi îmbunătățit este direcția. Este foarte moale, exact așa am simțit și la Alfa Tonale. Pe mijloc e, zici că e volanul rupt, fără să aibă joc în bielete. Pe măsură ce te duci mai în capete, începe să se întărească, dar nu e ca direcția hidraulică de la E90 sau de la cea electrică a lui E87, care este foarte sportiv, reglată, dură, însă asta e mai pe gustul unora care nu vor să muncească foarte mult la volan. Unde însă mașina asta excelează este la reprize față de una standard, pentru că a fost complet cipizată. Să observați și voi. 140, adică din estimările mele, că m-am uitat și pe YouTube, așa, pe la canale care măsoară mașini din astea cu soft, cum ar fi Autotop NL, 0-100, mașina asta are undeva în jur de 4 secunde, stoc are puțin sub 6, iar timpii 100-200 la nivelul ăsta de cai scoate undeva în jur de 11-12 secunde, în timp ce versiunea stoc scoate cam pe la 15-16. Stock are 0-221 de secunde, asta ar trebui să aibă undeva în jur de 15-16. Adică ea merge cam ca un M340i, doar că nu are același puseu de accelerație. Adică da, are cuplu, te bagă în scaun, dar senzația de accelerație are o ușoară pufoșenie, o întrerupere pe care pe benzină nu o vezi. Și face chestia asta bine, doar că o face folosind două turbine care au 3 supape de control și o geometrie variabilă cu motoraș, un filtru de particule, un EGR, flapsuri în admisie, chestii pe care benzinarul nu le are. Și automat ăla va fi mai fiabil în timp și consumul este marginal diferit, pentru că la această mașină n-ai niște cifre din astea atât de bune să zici, mamă, mi-a pus Dumnezeu mâna în cap, e super economică. Însă, raportat la nivelul de putere, rămâne o mașină economică și cu siguranță e mai economică decât puteri similare de la Audi, de exemplu, un 3000 diesel V6 consumă mai mult decât această mașină. În oraș am scos 11.7, ploaie, urât, viteză medie 14.9 km/h. La mers de drum național, cu cozile alea de pe DN1, unde stai o oră ca să ajungi la Corbeanca, în zona asta de acces, am avut cam 8-3, ceva de genul, dar stat în coadă. Însă când s-a eliberat DN-ul, la un mers normal de medie 76 de km/h, am avut cam 5-5,2. Și evident că dacă te duci până la predeal unde începi și îi dai mai tare așa, cam pe la 7 se ridică, poți să scoți și 8. Iar pe autostradă, la 140 la oră pe pilot automat, are în jur de 7,8, cu minime de 7,4. Dacă însă, cum se zice, îi dai brăila și o durezi așa cum merită și mergi mai susținut, consumul sare de 10. Dar într-adevăr e relativ liniar, adică pentru aproape 400 de cai și genul ăsta de niveluri de accelerație, nu mi se pare un consum mare. Trebuie să pus în balanță cu mentenanța genului ăsta de motor, care nu e neapărat ieftin în toate situațiile și cine a avut dieseluri cu probleme poate să confirme. Mie mi-a scris cineva cu un serie 5 F10 cu motorul acesta, care a avut cuzineți învârtiți de două ori, în condiții în care schimba uleiul la 8.000-9.000 de kilometri, mașina era folosită doar extraurban, în ambele situații mașina l-a lăsat pe autostradă și a fost clar defect de fabricație, pentru că nu poți să spui că n-a avut mentenanța făcută. Așa că, nu știu, judecați voi dacă e un consum mare sau mic, dar gândiți-vă că, de exemplu, un 330D nou
are consumuri cam cu un litru mai mici decât asta, poate să obțin însă consumuri mai mici pe, la un mers liniștit, adică cu aia poți să scoți 3 și un pic, cu asta niciodată. E motor de generație mai veche, de asemenea cu ăla pe autostradă vei avea cifre mai mici. Ăla se încălzește puțin mai repede, ăsta până bagă cald durează, pentru că e o motorizare mare. Și un benzinar îți va scoate cam cu plus 2 litri. Deci ăla pe autostradă are 8,4, 8,6, 8,7 în intervalul ăsta, condusă tot așa, sălbatic are 10, 5, 11, 2, în condițiile în care aici ai și o putere mai mare acolo și merge mai fluent. Așa că consumul nu este un factor diferențiator în favoarea acestei motorizări. Însă cu siguranță merge frumos și cred că sincer când îți iei o asemenea mașină, nu te uiți doar la consum. Adică tu vrei faptul că are 6 cilindri și motorul relaxat și că e un break, ai spațiu, te duci frumos întins la drum, că îți permiți anvelopele, impozitul, consumul, mentenanța și toate cele. Eu zic că este ce trebuie din punctul ăsta de vedere. Și chiar se conduce plăcut, e destul de lejeră. Nu pot să zic că îi găsesc defecte. Nu e neapărat genul meu de mașină per total, adică n-are ruperile clasice de rind pe care le ai la o motorizare montată pe o mașină ușoară. Mie îmi plac mai mult sedanurile astea puțin mai sportive, adică de exemplu Alfa Giulia, G20. Sunt niște mașini foarte precise, dar parcă nu mai au precizia aia de altă dată a motorizării aspirate, incisive, ușurimea aia pe care o aveau mașinile și senzația de kart. Adică la mașina asta, voblajul acesta din volan nu se traduce într-un legănat excesiv. Păi la o Alfa Giulia dacă faci așa, sau la un E46 E90, dai cu capul de geam. Este instant răspunsul pe care motorul are, mă rog, direcția la inputurile astea. Dar astea sunt detalii, pentru că până la urmă genul ăsta de mașină este una de cruising, nu una de mers așa. Estimativ, mă rog, anunțul se găsește pe internet. Eu am văzut postat un sticker în geam care este în torpedou și e undeva puțin sub 21.000 de euro prețul mașinii, în condiții care are 96.000 de kilometri, a fost întreținută, a avut puțin proprietari, a fost servisată corespunzător. Adică mi se pare decent în condițiile în care e o mașină relativ completă. Și de asta nu m-aș ghida după ce înseamnă numărul de butoane și listă de dotări. Ai un minim pe care mașina îl are. Ai navigație, ai sistemul acesta de ceasuri care îți arată tot felul de detalii. Navigația e încă funcțională, trage frumos. Adică pot să zic că în accelerație cu asistarea asta audio are un vibe așa de benzinar. Dar nici mai contează cu ce combustibil e alimentat, având în vedere că are reprizele astea destul de interesante. Și e genul de mașină care te îmbie la un condus sportiv, asta este clar. Dar parcă n-are ruperile de rind pe care le oferă B58-ul. Doar că să iei un B58 cu cai corespunzători costă mai mult, pentru că o mașină din asta cu B58 este târzie. Va costa mai mult pentru că e mai nouă. Nu mai zic de G21, G20, generațiile ulterioare, care din nou sunt altceva. Și prețurile mari de pe piața de astăzi sunt datorate legii cererii și ofertei. Nu sunt niște prețuri umflate neapărat de proprietari, cât de situația pieței. Așa că practic e un cerc vicios. Undeva cineva, să zicem că le-a umflat, dar pentru că dealerul care ia mașina și ți-o revinde o ia scump, are și el o marjă pentru că oferă niște servicii și automat se reflectă în preț. Dar nu trebuie privit ca și cum toată lumea e acolo ca să te ardă pentru că ăsta este prețul. Da, dacă nu accepti, du-te frumos, ia-ți o mașină de cu 5.000 de euro mai ieftină în aceeași configurație, cu kilometraj probabil triplu, de la un analfabet fără dinți în gură, care evident îți vinde o țeapă și asumă-ți după aia că vei băga probabil mai mulți bani decât ai fi dat pe această mașină așa cum este. Asta e părerea mea. Întotdeauna nu e bine să iei cele mai ieftine mașini, cu excepția situației în care chiar găsești o trânteală din aia super ieftină, vreo ceva care să fie efectiv chilipir și să spui, bă, oricât ar fi, o repar și ies mai ieftin decât dacă aș lua una normală. Dar, în general, ceea ce pare așa frumos, de fapt, doar pare, pentru că nu e realitate și de foarte multe ori mașinile acestea care sunt cu
planează asupra lor tot felul de situații, mai mult ca sigur sunt uzate grav și nu merită a fi luate, pentru că în loc să te bucuri de ea, pleci cu morcov la drum că nu o să meargă, că aoleu, iară se strică ceva și ți se cam ia. Așa că până la urmă contează mai bine să investești la început într-o mașină în stare bună. Cu siguranță asta este, pe principiul cocălăresc de nu bate, nu troncăne. Are toate actele în regulă, poate fi văzută acolo unde este expusă la vânzare, se află și servisul acesta, inspector auto, unde se află două elevatoare. La cerere bănuiesc că se poate ridica pe elevator, să constatați și voi starea reală a mașinii. Mai departe, Dumnezeu cu mila Iovovici, cum se zice. Eu mi-am făcut datoria să vă prezint o mașină mișto din punctul meu de vedere și repet, n-am făcut asta pentru că este la vânzare, ci pentru că e o configurație care merita arătată. Că am mai filmat un break din ăsta 318D, care era mai bine echipat, avea scaune de piele, dar tot sport cum sunt acestea și clar, din punct de vedere motorizare, asta este mai pe gustul meu, chiar dacă are dotări mai puține. Cam asta a fost situația, sper că mă iertați din datorită, să zic așa, situației cu vremea. N-am putut să filmez afară cum îmi place mie și de asta au ieșit câteva scene puțin mai fără confort auditiv, cu sirene, cu oameni care cheamă alți oameni pe la casă sau la cât un raion și așa mai departe. În rest, mie îmi place să transmit informația și consider aici că fix asta am făcut. Dragilor, cam asta a fost filmarea. Hai în zona de comentarii să vedem, uite, impresii, chestii. Câți posesori de Nicușor 57 ați avut cu zineți învârtiți? Pentru că se cam întâmplă pe forumuri și se întâmplă pentru că sunt... au o vârstă deja și n-au fost întreținute. Dar nu cred că e o regulă generală a motorului să spui că îi se învârt cu zineții, în ideea în care nici la N47 ruperea lanțului de distribuție nu este o regulă, pentru că sunt generații și generații. Ai N47, N47N, ăsta este un N57Z, este o variantă optimizată, e un TU. Și asta înseamnă că au fost umblate la niște chestiuni pe la sistemul de injecție, au mai umblat pe la unele aliaje, piese, reprogramări pe la partea asta de eghere, așa că e, nu-i dracu chiar atât de negru, cum se zice. Și prin faptul că n-are AdBlue, rămâne totuși o mașină mai simpluță pe partea asta, dar ca la orice diesel, emisiile există, se simte mirosul de oxid de azot și de asta consider că e o mașină de drum lung și nu una de oraș. Dacă alta n-ai și totuși o vrei, ok, condu-o în oraș, că na, te descurci cu ce ai, dar măcar o dată pe săptămână dă-i o talpă sănătoasă pe autostradă să se curețe toate alea pe acolo, că altfel ai luat-o degeaba. Dacă ți-ai 3000 diesel de 300 și ceva de cai, să ce, să mergi bară la bară pe Ștefan cel Mare? No, thank you. Auf Wiedersehen!